unchii meu ăla care seamănă cu semana cu Gheorghe Hagi la față. Dumnezeu să ierte pe unchii meu. Că a murit, să știu. Într-un accident în fericit. Chiar a fost accident, dar tâmpeni. O tâmpeni. Să știu. Ăsta ura pisicii. S-a crescut la țară. Și la noi la țară, pula mea, nu suportă ăștia pisicile. Eu de că sunt bucureștean, că sunt și jumate țară, adică mult pe sfert țara ta, crescut la țară. Și vacanțele de vară, de iarnă. Dar mie îmi plac pisicile, da? Toate animale. Ăștia nu suporta pisicile care păr. Păi că oamenii n-au păr. Că are păr, lasă păr. Da, într-adevăr, pisicile lasă păr că n-au curăț. Toate animale. Și când vedeau o pisică că intră în casă, o lua la șuturi. Și ăsta a rămas în chestia asta. A fost educat la țară și s-a mutat la București, că era meseriaș. Lucra aici la o întreprindere. I-a dat ăștia apartament, s-a însurat, s-a făcut un copil. Aia, familie. Și avea o vecină care avea multe pisici. Eu cred că avea pisici, dar trebuie să crești multe pisici. Bancă, crești o pisică. Dar acum nu mai crezut un animal. Am luat eu pisici după stradă, câini, că erau pui mici și iarna. Îi prindeam, erau slabi, schiloși. Mi-am dat seama. Iarna trecută am mai luat un câine, am pus numele potaie, acum două ierniari. Îi fată așa, toamna. Și dacă e fată întârzie iarna, dacă se răpecesc, am mai luat o pisică, era slabă, am luat-o, îi îngrașa e dracu și după aia le dau drum. Și plana, că eu mai ies pe afară și n-am pula mea și nu-mi place pula mea să dorm cu animale. Îmi place să dorm cu un om, dar de fapt îmi place să dorm. Când dorm cu o oamă, stau mai departe de ea. Eu nu știu dacă s-au prit oameni. Prea îmi place. În sfârșit, nu știu, m-am învățat singur. Când dorm, normal, ești obligat să dormi lângă oamă. Ar fi ciudat să nu dormi lângă oamă. După aceea se supără oamă și după aceea dorme lângă altcineva. Oamele sunt cele mai periculoase animale. Și cele mai mofturoase. De cel puțin cu mie mi s-a întâmplat. Și ăsta ce face? Un chip. Se ducea că era prieten cu asta, cu vecină. Da, și el o cafea, cum am dat. Și aia avea multe pisici. Aoleu! Și ne povestea că era hâtru rău de tot. Se ducea, da, care era misiunea lui? Când ieșea asta să ia ceva, că lăsa în casă. Dacă avea încredere, el ușor de nimic, în sfârșit. Dacă știa asta ce făcea, cred că asta e încă în viață, băbăciune. Cred că face crize, dacă mă cunoaște. Pe YouTube, nu cred, băbăciu. Da, ăsta bătea la pisici, că se învățață că la țară. Lela, le miorvea, le dădea de pereți. Le dreza. După aia când venea aia, fac cu minte, pisici. Doamnă, ce pisici mișto aveți, erau alea jegărite, tâmpite, aia habar n-a. Păi trebuie să-mi bag din singură. Acum caninii ne-au căzut. I-am scos eu singur. Cum? Eu îmi scot singur dacă se face pulpa de... Mă spus în contă. O să-mi bag. Dar îmi bag niște canini de amare. Nu, ca la mamut. Îmi bag niște filguri. Și o să mă cheme copiii costelul de filguri ca un mamut. Păi am văzut pe ăștia. Își bagă canini de vampir de aici. Când zâmbește la gagică, dar dacă îmi bag de aia de mamut, cum ai măsărut? Nu, păi doamna, stau la distanță de oameni și îți bagi niște de aia de mamut. Am văzut Lizard Man, mulți pociți dese, tatuați pe față, dar n-am văzut de aia cu mamut. L-am văzut și pe ăla cu piercingul pe toată fața. De-astea sprâncene, în râtani, una alta, dar să-l vezi pe unul cu dinți de mamut. Bag niște șuruburi mici. Niște dalea, îmi bag și un sclipit, ca să-l crede că e diamant.
Dacă îți zâmbesc, te frășuiește. Da, din stăma mult. Îi bag, îi fixez când vreau să o mut pe oameni de la mine. Dacă vine mâna și mai nervoză, îmi bag din stăma de mamut. Și aia, aură, dragă, vreau să te sărut. Cum fac cu dinți de mamut? Uite, acum fac un gol. Am dinți de mamut. Și stau cu dinții de mamut. Ce ai? Colț de fildeș. Aură, aia, mă leși? Nu te leși. Te leși? Stau cu dinții de mamut așa. Hai mă, iubi, vreau să te sărut. Fată, am dinți de mamut.